domnul Oancea, știm că în urma controalelor realizate de primăria Alba Iulia s-au închis o parte din localurile pe care le aveți. Care sunt acestea și care au fost motivele pentru care au fost închise? Întrebare greșită. Nu o parte, toate. Toate. Toate obiectivele și toate punctele de lucru aparținând grupului de firme Oancea, inclusiv a chiriașilor mei, care ori închiria de la mine, ori încurcat-o. Dacă puteți să ne spuneți care sunt acestea. Hanul cu berze, care funcționează din 1990 și la intrarea în municipiul Alba Iulia, este curat, frumos și este un local reprezentativ la intrarea în municipiu dinspre capitală, inclusiv marginea Mureșului, pe care poți umbla în păpuci de casă. Hanul Conti, de pe șoseaua de centură, închiriat la Rostar, obiectivul de pe Traian, tot, în urma unui control unde organele abilitate ale primăriei municipiului Alba Iulia au venit luni dimineața, a fost primul controlat, pentru faptul că nu sunt persoană agreată la primăria municipiului Alba Iulia, o spun, o știe foarte mulți din municipiul Alba, prieteni și dușmani, că eu sunt oaia neagră a primăriei municipiului Alba Iulia și nu știu de ce. Dar începând de acum, o să divulg tot ce știu și știu foarte multe despre primărie și activitatea ei în ceea ce privește relația cu mine. Deși sunt un contribuabil foarte disciplinat și nu am avut de lucru când niciun organ abilitat al statului în aceste probleme. Au fost închise, am fost invitat, nu că nu vă mai las să mai puneți întrebări, că acum ați pornit. Am fost invitat la primăria municipiului Alba Iulia să-mi duc tot ce am de dus, autorizații, le-am dus. Am fost amendat. Prin amendă mi s-a spus că nu este altă cale și altă formă decât amenda, nu este avertismentul, metoda avertismentului și închiderea activității. Eu cu oameni în hoteluri și la Hanul cu berze și la Hanul Conti. Ce trebuia să fac cu ei? Am scris pe ușă inventar, mi-a crăpat obrazul de rușine când au venit oamenii, mai ales că au aflat tot de pe aceste metode publicistice, că s-au aflat. Dumneavoastră trebuie să dați că din asta trăiți. Și am fost amendat, am dus hârtiile, mi s-au verificat și am plătit 30 de milioane maximul cât e pentru metri pătrați, am plătit la primăria municipiului Alba Iulia. Dacă nu era totul clar și cum se cade, cred că nu se cuvenea să mi se iei banii pe autorizație. Corect? Și când și-o dat seama că ori greșit, nu mi-o luat hârtiile și m-o trimis la registratură să le depun acolo. Domnii de acolo mi-au spus, domnule, ce nu e asta procedura, mergeți înapoi și le dați direct la organul constatator și care vă eliberează autorizația. Am rămas foarte încurcat, le-am lăsat totuși acolo că omul respective, domnul Dan Morariu, care a venit la mine ca un stahanovist. Am crezut că mă și leagă. Împreună cu doi polițiști comunitari, niște oameni de tot respectul. Și de atunci a început numai represiuni împotriva mea. Am întrebat când mi se eliberează autorizația, o zis, când avem timp să o face, că noi avem muncă de teren. Zic, ui, mă? Zice, mergeți și spuneți-i la domnul Hava să ne scoată de pe teren, să avem timp să scriem autorizațiile. La chiriașul meu, eu rezolvat autorizația, pentru că cu el n-avea nimic.
Și mie nu mi s-o scris nici acum autorizația. Stau cu inventar pe ușe de minunea minunilor și aștept un singur lucru. După ce m-am spovedit, aștept un singur lucru. Din carnețelul și din chitanțierul de amenzi să mi se prezinte mie și opiniei publice câți ori fost amendat și la câți li s-a oprit activitatea. Treaba asta poate să o verifice și organele abilitate ale statului prin autosesizare. Deci asta e rugămintea mea la dumneavoastră, pentru că trebuie să ne adresăm presa, care zice că e a patra putere din... A patra putere stat. Să ne adresăm, să ne putem spune oful și s-ar putea cineva să ne sară în ajutor. Sau să ne funde mai tare, nu contează. Deci care sunt obiectivele? Două pe care dumneavoastră le administrați și unul care este dat în chirie? Două date în chirie. L-alea au primit autorizație, tot deci așa. Deci problema s-a rezolvat avizul. La acelea. Deci l-alea toate au fost în regulă. Eu i-am spus la domnul primar că avizul de funcționare este o frecție la un picior de lemn. Duci toate autorizațiile care ai, acum cu evenimentul regretabil de la București, au primit avizul de funcționare o mare, mare amploare. Eu am toate autorizațiile de când lumea și pământul. Înțelegeți? Și aceste avize de funcționare le iei, le pui într-un plic copii Xerox, îți adaugi programul de lucru care ți-l alegi și te duci să-ți dai o fițuică să mai ai încă una pe perete, că n-ajung câte sunt. Credeți că ați fost tratat discreționar comparativ cu alții? Da, eu sunt tratat de primăria municipiului Alba Iulia discreționar de când, nu vreau să spun acum, dar o să spun în altă conjunctură și cu alte asistente, pentru că treaba asta va lua un aspect deosebit de grav. I-am spus la domnul primar să nu-și bată joc de mine, mi-a spus Niculiță, dragă, că nu știu ce, lasă că se rezolvă, să facă, o pleca la București, nu mai răspunde la telefon, că a vrut să-i spun niște treburi și mai grave, dar le spun la alții. Eu numai atâta vreau prin aceasta, să se prezinte opiniei publice, nu mie, câte unități au fost închise, amendate și câte ori intrat în faza de autorizare. La mine scrie inventar. Pe câte mai scrie inventar? Atâta vreau. Și să se prezinte toate amenzile date după data când s-a întâmplat acest eveniment pe care eu îl consider tragic. Eu am plâns la televizor când am văzut. N-am știut că toate treburile astea mi se întorc mie ca un bumerang. Ce vi s-a imputat? Ce nu aveți? Ce mi s-a imputat? Am tot. Păi și atunci? Am tot. Nu mi se eliberează autorizația asta pentru că se eliberează numai când vor ei. Bun, dar asta vi s-a eliberat odată din câte am înțeles de la dumneavoastră. Asta? Autorizația, da. Asta nu e autorizație, e aviz de funcționare. Eu nu l-am avut pentru că la obiectivul ăsta s-a schimbat de pe oancea SRL, pe oancea Invest a fiicei mele. Și ei acum îți loviți direct în pălărie. Spun, avizul de funcționare nu are nici o putere fără avizul DSV, PSI, sănătate, mediu, după caz. La unele trebuie, la unele nu trebuie, funcție de număr de locuri, de suprafață și de alte și alte treburi. Cum spune legile țării. Și acum m-or prins la cotitură, m-or amendat, m-or închis, să spună pe cine mai... amendat și o închis după data de 2, să concretizăm după data de 2 a 11-a când au început controlele pe câți o mai închis. Nici nu mai vreau să amintesc că firmele de casă, le numesc așa cu toată responsabilitatea, funcționează pentru că eu le știu și le vede toată lumea. Nu vreau să ne nominalizez, că nu vreau să fiu chiar ultimul om. Dar dacă trebuie, o să le nominalizăm, dar le poate vedea și alții. Cu asta am încheiat. Ce veți face în privința asta? Care sunt următorii pași pentru a vă redeschide obiectivele? Ce aveți de gând să faceți? Următorii pași îs
într-un tunel la care nu i se vede luminița în partea de dincolo și starea aceasta m-a adus prima dată la dumneavoastră. Pentru că vă respect ca presă și ca tot. Sunteți un om tânăr, vă respect. Aveți în fața dumneavoastră un om disperat și jignit la culme. De seară o să fiu la poarta domnului primar, împreună cu tineretul, chiar dacă mă fac de minune. Păi credeți că domnul primar are ceva special cu dumneavoastră? Da, domnul primar are ceva special cu mine. Îmi pare bine că vă insistați că această treabă. Are lucru pe care mă poate da în judecată, dar eu o să-l pot demonstra cu un milion de argumente. Și cei din primăria municipiului Alba Iulia, actual și foști, dacă sunt întrebați cu mâna pe Biblie, spune, mergeți la Oancea. Spun, mergeți la Oancea, mergeți la Oancea. Și pot demonstra cu amenziile care le am. Și acum am plângere penală la parchet pentru o treabă rușinoasă. Pentru o treabă rușinoasă. Înțelegeți? Deci se vede de la o poștă că domnul primar are ceva cu mine. V-ați gândit să acționați în instanță primăria Alba Iulia sau funcționarii care v-au închis activitatea la... Nu că-s nevinovați. Domnule reporter, cum să mă îndrept eu împotriva unui om care este nevinovat, că l-are copii, are familie, are greutăți? Și pe domnul Dan Morariu, nu supărat, el a executat un ordin. Asta se poate demonstra foarte, foarte repede. Se poate demonstra foarte repede. Eu prin sentințe, cât am fost dat în judecată și amendat și ăsta, nu de acum. Eu am fost propus de PSD-ul ca și candidat la primăria municipiului Alba Iulia, ca primar. Și a spus, bă, 2016? În toți anii, din 2000 încoace. Și chiar, în 2000, chiar și 2004, 2008, poate să spună capii ăsta. Am fost dat în ziar. Și am spus, bă, eu nu mă duc la primărie, mă, că mie nu-mi place primar. Eu sunt învățat la robotă. Nu-mi trebuie primar. M-a rugat, hai, du-te, că ești persoană, așa, așa. Îți persoana naibii. Lăsați-mă că am societatea mea, am năcazurile mele, nu mă duc. Și totuși m-au dat în ziar, că m-au băgat într-un clasament și am ieșit pe primul loc. Zic, bă, eu nu mă duc prin Bărăbați după o dacie și să împar la babele care stau pe conductele de gaz în zi de sărbătoare să le împart. Alegeți-mă pe mine. Că se scoală mama din mormânt și îmi rupe o mână și un picior. Și să revenim puțin la subiect, credeți că este un abuz în serviciu, practic? Nu mă pronunț la problemele astea, fiți atenți că-s foarte bine pregătit. La astea se va pronunța instanța. Eu respect instanța, am încredere, cred că nu-i cazul să agravăm problemele, dar dacă este cazul, eu am date. Am date, că acum fac ca becalii. Am date concrete. Dar nu le-am numai eu, că le-au și alții. Bun, atunci... Băgați de seamă că acest reportaj va intra în istorie. Fără să facem o încadrare juridică a faptelor, eu nu credeți fac că este o ilegalitate că vi s-a închis? Domnul meu, nu mă trageți obiectiv într-o capcană și nu-mi puneți vorbe în gură. Nu, eu nu mă vă întreb. Vă rog foarte mult deci și ar fi cazul să nu plictisim opinia publică, să încheiem aici. La bine, revedere! Mulțumesc!